Acțiunea filmului Beyond the Mask se petrece în perioada coloniilor și conține o mulțime de cascadorii moderne și explozii. Sunt prezentă la premiera filmului creștin Beyond the Mask, care dă la o parte bariera în industria filmului, ducând în arena acțiunii și aventurii un film creștin. Call the shot, Mr. Brand. One last time. Andrew Chaney joacă în rolul lui Will Reynolds, un fost asasin care speră să-și refacă reputația. Este un tip care vrea să se cunoască, încercând să îndrepte greșelile din trecut. Cara Kilmer, actrița care joacă în serialul Chicago Fire, joacă în rolul lui Charlotte, cea de care se îndrăgostește Reynolds. Aduce ceva unic din punct de vedere feminin. Acest lucru echilibrează legătura dintre ea și William. Verișorii Chad și Aaron Bors sunt cei care au produs și au regizat filmul. Nouă ne plac filmele care conțin aventură. Am vrut să facem un film la care ne-ar plăcea să ne uităm. Asta ne-am propus să facem. Beyond the Mask este un film de acțiune. Are multe elemente care nu sunt tipice unui film creștin. Cei doi au vrut ca filmul să prezinte dragostea lor pentru istoria Americii. În film sunt incluse descrieri istorice, semnarea declarației de independență și scene cu Benjamin Franklin. Stephen Kendrick, actorul care a jucat în Fireproof și Facing the Giants, i-a ajutat pe acești tineri producători de film în ce privește scrierea scenariului. Aceștia speră să inspire o nouă generație de spectatori. Vrem să ajungem la tineri, deoarece aceasta este tema pe care Dumnezeu ne-a pus-o pe inimă, tema identității, a speranței prin relația cu El. John Rhys-Davies, cunoscut pentru rolurile sale în filme de succes precum Indiana Jones și Căutătorii Arcei Pierdute și Stăpânul Inelelor, joacă în rolul sirelui Charles Kemp, parte din compania britanică a Indiilor de Est. Acesta spunea că scenariul filmului a fost cel care l-a atras să fie parte din proiect. Este acțiune, aventură bună, îmi place aventura. Îmi place scenariul. La începutul anului, o prezentare în avansa filmului a crescut numărul de cereri din partea teatrelor, acestea ajungând la peste 440 la nivel național. Totuși, din punct de vedere al producătorilor, mesajul este cel mai important.